Am continuat traseul pe malul mării, pe lângă Izmir, până în Kushadasi, loc în care am ajuns seara și am fost primiți cu mare ospitalitate de către gazdele noastre de aici. Dată fiind situația actuală cu pandemia, măsurile de securitate sunt foarte bune, dezinfecția este la ordinea zilei, măsurile de control de fiecare dată sunt respectate, în interiorul hotelului masca este omniprezentă, de asemenea la masă, până când te așezi la masă, serviciul este făcut cu servire la masă, nu este permisă intrarea turiștilor în zona bufetului, ci spui ce dorești și ești servit la masă. Acum începem o nouă ediție a emisiunii de călătorie. Data trecută am început călătoria noastră în Turcia. Astăzi ne continuăm traseul. Dragi prieteni, iată-ne că am ajuns în Kushadasi. Ce este Kushadasi? Este o stațiune turistică pe malul mării. Aici regăsim plaje, hoteluri, pensiuni, restaurante și multă distracție. Haideți să descoperim ce frumuseți ne ascunde acest loc. Kushadasi numără 65.000 de locuitori și este considerat o perla Turciei. Ape turcoaz, cât vezi cu ochii, 300 de zile cu soare pe an. Kushadasi s-a dezvoltat sub câteva civilizații succesive, greacă, romană, venețiană, genoveză și otomană. Insula păsărilor, unde Kush înseamnă păsări, iar Ada înseamnă insulă. Este o bijuterie situată în Marea Egee. Orașul este important port la Marea Egee, pe ale cărei ape plutesc vase mari de croazieră, străzi înguste, bazar tradițional, restaurante pline și multă voie bună. Vara, temperaturile trec de 35 de grade Celsius. Terasele sunt pline de flori. Plaja Palm Beach este situată în apropierea portului, așa că turiștii debarcați de pe navele de croazieră se delectează în multele restaurante, baruri și cafenele. Hoteluri de 3-4 stele, dar și vile de închiriat. Hoteluri cu piscine, hoteluri accesibile persoanelor cu dizabilități și chiar hoteluri lângă plajă. Stațiune de vacanță, situată pe coasta Mării Egee. Industria de bază a municipalității este fără doar și poate turismul. Ideal pentru o odihnă activă într-un peisaj mirific. Din Kushadasi poți pleca în diverse călătorii, atât pe mare, cât și spre vizitarea siturilor istorice antice. Plaje cu nisip fin, ape calde și curate, faleză cu palmieri și leandri. Apusul de soare este întotdeauna splendid, romantic. După apus, agitația devine vizibilă. Restaurantele de pe aleea palmierilor devin neîncăpătoare. Alți turiști preferă să privească liniștiți din cafenea sosirile și plecările iahturilor și navelor ce poposesc în port pentru scurt timp. Cu un pahar de băutură în mână, poți admira vederea panoramică a apusului de soare în valurile mării. Apoi, în ritmul muzicii și a dansului, te poți distra până în zori de zi. Bună seara! Vă spunem de pe terasa hotelului Sozer, de pe malul mării, de aici, din Kushadasi. O stațiune de vacanță frumoasă pe litoralul Egean, în care de ani de zile turiștii români vin cu drag și își petrec vacanțele frumoase, active, pline de încântarea locurilor pe care le vizitează. Kushadasi, o stațiune încântătoare care, dacă în anii 90 avea vreo 30.000 de locuitori, acum trece de 120.000, semn că dezvoltarea urbană este foarte puternică, toată lumea își dorește să locuiască aici, clima plăcută, în perioada iernii 10-15 grade, vara 32-33 de grade, apropierea mării și a golfului face ca temperatura să nu fie foarte, foarte mare, iar dacă ai curajul să ieși dimineața pe plajă, simți cum adie vântul și aerosolii sunt foarte, foarte buni. În fața hotelului avem o plajă micuță cu apă
curată și cu intrarea în mare lină, cam ce avem noi la Mamaia, există și aici la Cușadasi. Plajele publice nu sunt aglomerate, iar serile turcești sunt foarte zgomotoase. Orașul este viu, aglomerat, plin de turiști, are bazare și o viață de noapte intensă. Sunt deschise cluburi, restaurante și magazine. Dar cea mai atractivă zonă este zona promenadei, care arată ca un bord de vapor deasupra magazinelor. Aceasta este pavată cu piatră colorată, cu flori pe margini și arbori umbroși. Cușadasi a fost înființat în secolul al XVI-lea și a fost la început o colonie venețiană. Pe atunci se numea Scala Nova și era înconjurat de ziduri pentru a fi apărat de pirați. De amintit că în zona a locuit prin anul 1533 piratul Hayat-Din, cunoscut sub numele Barbarossa, care organiza dese atacuri în Africa de Nord, până când sultanul Suleiman l-a trimis să lupte împotriva Republicii Venețiene și ținându-l astfel ocupat, piratul a obținut o bogăție imensă și un mare renume. În zona comercială, fântâni arteziene îți propun o noapte feerică, împletind lumina cu sticla. Localnicii devin foarte amabili dacă au un interes bănesc. Te îmbie cu ceai și rahat, recurgând inevitabil la negociere. Kervansaray este o clădire cu aspect de castel. Este construită de marele vizir Mehmet Pasha în anul 1618 pentru comerțul maritim. Clădirea are amprentă otomană, cu o curte dreptunghiulară înconjurată de o galerie cu două etaje. În curte sunt terase boltite, o fântână de marmură în centrul său. Până în anul 1965 s-au folosit comercianții de acest spațiu, apoi a devenit hotel și restaurant. Construit ca o fortăreață, Kervansaray-ul a fost folosit drept vamă. El are două etaje, pereți groși, având amprentă otomană cu o curte dreptunghiulară. Clădirea a fost construită din zidărie de moloz și pietre adunate. Având forma unei mici cetăți, cu intrarea principală arcuită, acoperită cu marmură, este orientată spre mare. Cealaltă intrare, la fel acoperită cu marmură, se află poziționată spre piața orașului. Curtea este înconjurată cu camere, din care 28 de camere la parter, cu vedere spre curte. Există două scări, una la nord-vest, alta la sud-est, cu câte 20 de trepte fiecare. Comisarul Vamal avea biroul cel mai luminat, cu o fereastră mai mare decât celelalte, și poziționat la intrarea principală. În centrul curții se află o fântână frumoasă de marmură. Acum oferă seri de spectacole cu dansuri din buric și momente artistice cu specific turcesc. Locul oferă seri de neuitat cu dansuri din zonele rurale. Există o piață de pește proaspăt pescuit din apele mării. Chiar de la intrarea în piață te vei izbi de mirosul de pește. Sunt câteva tarabe, dar ai de unde alege ce pește vrei să cumperi pentru rețeta ta culinară. Bazarul reprezintă o atracție pentru turiști și are un labirint de străduțe. Alături de bijuterii, suveniruri, covoare, săpunuri, parfumuri, găsești și obiecte de mare artă. Vara, magazinele sunt deschise între orele 9 și 24. În Cușadasi funcționează și o piață principală, în aer liber, pe o parte și alta a străzii. Restaurante cu produse din pește și fructe de mare te îmbie încă de la intrare să poposești în ele. Bazarul se află la 5 minute de port.
În centru sunt multe magazine. Suntem tot la Cușadas, iar mercurul din termometre trece lejer de 35 de grade Celsius. O zi toridă, un soare arzător și o priveliște care îți taie respirația. Dacă vrei totuși să te plimbi prin Cușadas, poți să alegi orele târzii din noapte. Ghiuvercinada sau insula Porumbelului este simbolul stațiunii Cușadasi. Castelul insulei este construit pe marginea unei râpe abrupte. Are ziduri de 2,5 metri care înconjoară insula și foloseau ca protecție împotriva piraților care îi atacau des pe otomani. Din acest motiv, fortăreața a fost denumită Castelul Piraților. Astăzi te poți relaxa, aici existând un restaurant care îți oferă posibilitatea ca în fața unei sticle cu bere să retrăiești în gând evenimentele trecute și apoi să admiri priveliștea superbă ce se desfășoară în fața ta. Zidurile castelului au fost construite sub conducerea lui Iliaș Aga, pe când construcția cetății a fost urmărită de Hayreddin Barbarossa între anii 1478-1546. În partea estică este poarta, care în sudul castelului are două turnuri în formă de cilindru, celălalt de pentagon și are o inscripție din anul 1242 formată din patru linii. Castelul Ghiuvercinada are o valoare universală remarcabilă și a fost înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO. Acest lucru promovează zona dându-i importanță pe plan mondial. Astfel încât după restaurarea și amenajarea teritoriului, castelul a fost deschis vizitatorilor. Castelul a mai fost restaurat în anul 1834 de către otomani. În curte poți să te fotografiezi cu tunuri vechi, cu păuni frumoși, te poți relaxa pe o bancă privind Marea Azurie în bătaia razelor de soare. Văzând aceste tunuri, m-am gândit să mă întorc în trecut și să mă prefac că ele chiar funcționează. Ce a ieșit, vedeți chiar acum. Iată, ne suntem aici pregătiți să tragem cu tunul. Tunul este încărcat, hai să începem. 3, 2, 1, acțiune! Turiștii locali și cei străini sunt fascinați de priveliștea magnifică a apusului de soare ce dispare în apele mării albastre azurii. Seara, insula se lasă iluminată de electricitatea care însoțește frumusețea. În trecut se ajungea pe insulă doar cu barca. Acum legătura între insulă și Cușadasi se face printr-un drum creat de inteligența umană. Totuși, pentru pasionații de mare se fac excursii cu barca între Cușadasi și Ghiuvercinada, chiar și spre apusul soarelui, de exemplu, o călătorie de o oră se face pentru 5 lire turcești, negociabil. Intrarea în castel este gratuită. Interiorul este foarte bine întreținut. Poți vedea în mijlocul castelului turnul de veghe construit pentru a supraveghea zona. În anul 1998 s-a întâmplat ca o balenă dintr-o specie rară, balena finlandeză sau balena lungă, cum mai este numită, a lovit insula și a eșuat pe ea. Scheletul acestei balene este expus împreună cu câteva modele de nave în turnul de veghe pentru a satisface curiozitatea turiștilor. Ghiuvercinada este o insulă în vestul Turciei, conectată la partea continentală cu Cușadasi din provincia Aydin, printr-un drum cu lungimea de 350 de metri creat de om. Celebrul călător otoman Evliya Çelebi, care a străbătut 40 de ani Imperiul Otoman în lung și în lat, a subliniat că insula și castelul sunt atât de carismatice, încât nicio pasăre nu trece fără să facă popas în acest loc minunat. În timpuri normale, Cușadasi este plină de viață, plină de turiști, nu ai loc să arunci un ac seara, dar în zilele acestea, turiștii străini sunt destul de puțini, noi fiind primul grup care am venit cu autocarul din România
odată ce Turcia s-a deschis pentru turism în 2020, am fost așteptați cu brațele deschise atât la Çanakkale, la hotel, cât și aici la Kuşadasi. Bună, sunt Lavinia Florea, iar astăzi este ultima zi din excursia noastră în Turcia, de 11 zile. Mi-a plăcut foarte mult pisicile, am făcut foarte multe poze la ceea ce am văzut, ziduri arheologice, istorie, practic. Însă nu mi-a plăcut căldura, nu sunt o fată care îi place căldura. Am făcut multe poze, le-am postat pe Instagram, o să postez și un videoclip pe YouTube cu excursia, deci nu uitați să mă căutați pe YouTube. Am cheltuit foarte mulți bani, chiar dacă se pare că Turcia e ieftină, e foarte scumpă. La plajă a fost foarte frumos, apa destul de răcoroasă, prea sărată, plaja foarte lejeră, curată, nisip fin. Animalele nu prea aveau ce să caute pe acolo, dar văd că și ele au dreptul. Recomand oamenilor să vină în Turcia pentru că au ce să viziteze, ce să vadă, chiar dacă sunt foarte multe de vizitat, se merită. Având în vedere că am mai fost și în alte țări, se merită. Lavinia are succes în mediul online. Canalul său de YouTube adună în prezent 25.000 de abonați. Eu am devenit cunoscută cu ajutorul emisiunii X Factor de la Antena 1 și succesul n-a constat în doar din a cânta și din faptul că am transmis ceea ce am cântat. Am postat melodii normal comerciale românești pentru că asta se cere, deși ar trebui să ies din acest cerc. Abordez subiecte pe vloguri despre școală, despre viața mea personală, despre experiențele mele din diferite situații. Ca și conținut, pe canalul ei de YouTube găsim vloguri și muzică. Care este secretul din spatele acestui succes, ne va spune chiar acum. Postez destul de rar, dar postez ceea ce contează. Fac foarte mulți urmăritori pe săptămână. Nu înțeleg chiar de ce, pentru că nu sunt nici Cristina Almășan, nici nimeni de acolo. Deci, fac. Muncesc. Muncesc puțin, dar bine. Pe viitor vreau să mai fac niște piese. Am deja câteva piese pe canalul meu de YouTube. Încerc să înregistrez foarte bine, dar îmi trebuie aparatură, ceea ce e greu de găsit, pentru că sunt foarte multe și trebuie bine alese. Dar încă mă descurc și cu ce am eu, cu telefonul, e perfect. Și cu căștile de la iPhone. Continuarea traseului este pe Riviera Măslinilor, pe lângă Edremit, pe lângă Ayvalık, până lângă Bergama, actualul oraș Bergama, fiind Pergamul antic, care, întemeiat de legile Telesfos undeva în veacul al VIII-lea înainte de Hristos, are perioada de glorie în perioada elenistică, când dinastia Atalidă reușește să-l transforme într-un oraș strălucitor al coastei Egeene. Am vizitat Asclepionul, un sanctuar al medicinei antice, unde accesul morții era interzis, așa spuneau cel puțin elinii în vechime, și am văzut de la distanță frumoasa acropolă a Pergamului. Pergamon a fost oraș antic grecesc, ce a intrat în componența Imperiului Otoman în secolul al XIV-lea. Primele săpături au început în anul 1870. Acropola din Pergamon era locuită de familiile regale și conducătorii militari. Pentru turiștii doritori să viziteze acest sit arheologic, intrarea costă 45 de lire pe persoană. Biblioteca, care pe atunci avea 200.000 de cărți, a fost dăruită reginei egiptene Cleopatra, ca dar de nuntă de către Marcus Antonius, comandant militar. Ruinele au o alee de marmură de 800 de metri, mărginită de coloane, ducând spre teatru și spre templul Asclepion. De asemenea, Asclepion este cunoscut ca primul spital de psihiatrie din lume. Teatrul din Pergamon, un alt edificiu important al acelor vremuri, avea o capacitate de 10.000 de persoane. Ruinele anticului Pergam amintesc de măreția acelor vremuri. Orașul antic avea izvoare termare la care se poate merge și în ziua de astăzi.
Asclepion, ca centru de tratament, a fost construit în secolul al IV-lea înainte de Hristos. Aici veneau bogătașii din Roma pentru o cură de refacere bazată pe ceaiuri și post. Aveau parte de condiții de lux, precum teatru, sală de sport și bibliotecă. Din templul zeiței Atena n-a rămas azi decât fundația. Peste tot stăpânește riviera măslinilor și a smochinilor. Zona centrală a Asclepionului. Aici erau ținuți bolnavii cu creierul, adică spitalul de nebuni. O să mergem și o să vedem cum. Aici erau niște găuri și se uitau preoții, puneau să doarmă pe jos pe piei de animale, ca să nu le fie frig, și le urmăreau somnul. Și în funcție de cât era de agitat somnul, primeau anumite plante, siropuri, ceaiuri și li se recomanda exerciții fizice. Când e un om foarte agitat, îl pui să facă sport, nu ca și la copii. Dar să până să obosească, să doarmă bine. Centrul de carantină, nu e aici, e puțin în spate, în afara perimetrului. Aici sunt luminătoarele, un alt centru, un teatru mic. Aici e teatru mare pe care îl vedem noi acolo. Și aici e o cale. Asta e o cale subterană. O să vedem noi imediat. Și mergem prin ea. Asta e, vedeți, replica de aici și replica de aici. Aici avem tunelul corespunzător. Un tunel care făceau plimbări, ca să nu iasă, dacă vremea era neprielnică, în timpul iernii, făceau plimbări și pe lângă, pe marginea canalului, pe marginea culoarului de plimbare, era apa. Și curgea și se auzea de la capăt, pe treapte, cum se înmergea de pe treapte pe alta. Și asta era un fel de meloterapie cu apă, acuaterapie, talasoterapie. Nu erau valurile mării, dar se auzea clipotul apei. Și ei trebuia să facă 20-30 de plimbări, luminatoare lunare, găuri în tavan prin care intra luna și înainte de somn sau dimineața de vreme sau dacă erau agitați, discuteau la plimbare. Altfel, se plimbau în perometru agorei, care seamănă cu o agoră și aproape în fiecare zi le erau oferite piese de teatru. Pentru că cine își permitea să stea la Asclepion, ca și în zilele noastre, cine își permite să stea la spa. La spa pentru cei bolnăviori, unii cu trupul, alții cu mintea. Și se spune că accesul morții era interzis aici, dacă cumva dădea unul ortopopii, era scos pe cestache și înmormântat frumușel în afară. Și l-a luat Asclepio, n-a murit. Deci totul era de manipulare, de marketing și de vânzare. Dar făceau treburi bune, pentru că o să vedem, sunt bazine în care făceau băi de plante, băi nărămol, așa că cunoștințele acestea de spa sunt foarte vechi, nu sunt chiar noi. Bine, haideți să coborâm. Mușel. Vedeți aici desenele astea se mai păstrează din ce era tempeală de acum 1800-1900 de ani. A încercat cineva să curețe și a făcut mai mult rău. Aici era dormitorul. În fiecare nișă erau cultați 2-3. Prin luminatoare, pe sus, se putea vedea cum dorm oamenii. Și aici, pe dedesubt, curge un pârâu. Apa, pe care o să vedem noi, care trecea prin culoarul de plimbare, trecea și pe aici. Asta era pilonul central și de jur împrejur totul era acoperit frumos cu pământ și aveau câteva luminatoare, observatoare, unde erau supravegheți bolnavi în fiecare nișă de asta. Ce vedeți dumneavoastră e original de acum 1800 de ani. Vedeți când e de cald afară și aici cât avem de plăcut și de răcoros. Și așa că dacă nu era nevoie să-i scoată în timpul zilei afară, le dădea plimbare pe secțiunea asta. Și ascultați. De 2000 de ani curge. Nu i-aș făcut nimic. Cum spuneam, apa continua să vină pe aici, era frumos făcut, o să vedeți la Pamucalen, dintr-un trapetin. Când era surplus, se ducea în canalizare, sub dumneavoastră nu există o canalizare de 2000 de ani, funcțională. Pe o cărare șerpuită ajunge în vârful dealului care deține templul Atenei și templul lui Traian, construit de fiul său Adrian, dar și un fost măreț teatru.
Am aici un ceas de epocă, foarte frumos, un cristal roșu și înăuntru este foarte frumos. E un ceas vechi, dar arată foarte, foarte, foarte frumos, cum se vede. Și acum suntem la Bergama. Spune și tu, spune și tu la microfon, te vede lumea. Ce să spun? Să spui orice. Păi, tocmai ne îndreptăm în Turcia acum o zi sau cât și ne îndreptăm spre mare, ca să ajungem la mare. Abia așteptăm. Da, după cum și se vede, suntem la Bergama și încercăm să ajungem la Kuşadasi frumos și o să stăm și la Istanbul. De la Asclepion plecăm să vizităm un atelier de prelucrare a onixului. Onixul este o piatră norocoasă ce poate avea culorile alb, galben, roșu, verde, cafeniu și negru. Onixul este considerat piatra prețioasă a lui Saturn datorită strălucirii întunecate pe care o are. Cea mai răspândită varietate are culoarea neagră și adesea are striații roșii, albe, aurii, cafenii sau negre, groase sau subțiri. Onixul negru ne vindecă de singurătate, ajutându-ne să ne simțim iubiți și protejați. Onixul verde ne ajută în dezvoltarea spirituală, este simbolul liniștii și purității. El asigură iubirea și prietenia. Onixul albastru ajută comunicarea cu îngerul păzitor. Onixul galben ne influențează să ieșim din situații complicate, restabilind echilibrul fizic și emoțional. Un onix fermecător este și cel alb, cu strălucirile lui și reprezintă poarta prin care sufletul intră pe tărâmul pământean, înainte de naștere. Se spune că zeița iubirii, frumuseții și a fertilității, Venus, se odihnea într-o zi însorită, la umbra unui copac, când Cupidon cu o săgeată i-a retezat unghiile care, atingând pământul, s-au transformat în pietre prețioase, de diverse culori. În Biblie se menționează că în preajma râurilor care izvorăsc în rai se găsește piatra de onix. Turcia, o țară completă și complexă. Din punct de vedere turistic, are de toate. Are un litoral extraordinar de mare, începând cu Marea Neagră, cu care se învecinează la nord. Apoi are Marea Marmara, are cele două strâmtori, Bosforul și Dardanelele. Apoi avem litoralul Egean, cu o mulțime de plaje frumoase și stațiuni. Și apoi litoralul mediteranean cu celebrele stațiuni din zona Antalya. Turismul foarte dezvoltat în Turcia, sunt multe situri arheologice, o prezență extraordinară a arheologilor de la marile universități occidentale care își fac fie stagiile de practică în cazul studenților, fie desăvârșesc studiile sau chiar au finanțări din partea marilor concerne occidentale pentru a descoperi noi și noi lucruri. Atât zonele litorale sunt pline de astfel de situri arheologice care sunt foarte accesibile turiștilor din toate destinațiile acestea de vacanță, cât și zonele interioare ale Turciei. Dacă v-a plăcut videoclipul cu tata, nu uitați să dați like, share și subscribe. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Aici se încheie partea a doua a călătoriei noastre prin Turcia. Nu uitați de like, share și subscribe. Eu sunt Roland, vă doresc o zi faină, la revedere!